În cea de-a 206-a zi a războiului pornit de Rusia în Ucraina, forțele Kremlinului atacă tot mai insistent cu rachete infrastructura energetică a țării, ca răspuns la înaintarea militarilor ucraineni. Între timp, contraofensiva a mai întors sub controlul Kievului noi localități din regiunile Luhansk și Herson. Noi explozii au răsunat în timpul nopții în Harkov. Rachetele rusești au vizat și regiunea Zaporojie. Noaptea trecută, rușii au mai atacat Ochakovo și satele Shirokoe și Dmitrovka din regiunea Nikolaev. Cel puțin un om a fost ucis. Mai multe case și 3 depozite au fost ruinate în localitatea Bereznegovatoie. În dimineața zilei, invadatorii ruși au tras asupra centralei termoelectrice Slavianskaya din regiunea Donetsk, a anunțat Pavlo Kirilenko, șeful administrației militare regionale. Atacul a dus la izbucnirea unui incendiu, iar distrugerile provocate instalațiilor de infrastructură energetică au perturbat aprovizionarea cu apă și electricitate a regiunii Nikolaev. În jurul prânzului, rușii au lansat atacuri cu rachete asupra orașului Ichuguiev, a declarat Oleg Sinegubov, șeful districtului militar regional Harkov. O fetiță de 11 ani a fost rănită, fiind transportată la spital. Potrivit datelor preliminare, distrugeri au fost cauzate infrastructurii și sectorului particular. Au fost afectate o întreprindere și o benzinărie. Confruntări violente se dau în Donbas, unde ucrainenii încearcă să avanseze. Potrivit statului major de la Kiev, a fost preluat controlul asupra unei localități din preajma Lisicianscului. Succese au fost înregistrate pe frontul de sud. Au fost eliberate câteva localități din regiunea Herson, aflate anterior sub ocupația rusă. În discursul de noaptea trecută, președintele Volodymyr Zelensky a comparat acțiunile săvârșite de ruși în Izium cu atrocitățile din Bucha. Potrivit lui, deja au fost adunate dovezi ale noilor crime de război săvârșite de ruși. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Zelensky a spus că nu crede că luptele se vor încheia curând, iar rezultatul războiului cu Rusia, aflat acum în a șaptea lună, depinde de livrarea rapidă de arme către țara sa. Exhumarea cadavrelor continuă într-un loc de înmormântare în masă de lângă Izium. Până în prezent au fost găsite peste 440 de morminte. Este prea devreme să spunem despre numărul total de persoane îngropate acolo. Cercetările sunt în desfășurare. Există deja dovezi clare de tortură, de tratament umilitor al oamenilor. Mai mult, există dovezi că soldații ruși, ale căror poziții nu erau departe de acest loc, au împușcat în oameni doar pentru a se distra. Casa Albă a numit îngrozitoare rapoartele privind gropile comune depistate în Izium și susține că va continua să acorde Ucrainei tot sprijinul posibil în acest război. Serviciul de informații britanice consideră că Rusia ar putea ceda în fața ofensivei forțelor ucrainene în regiunea Lugansk. În analiza publicată astăzi, se constată că, odată cu apariția forțelor ucrainene în nord-est, trupele ruse au stabilit o linie defensivă între râul Oskol și orașul Svatov din regiune. Și încă nu este clar dacă forțele ruse din prima linie dispun de rezerve sau suficient moral pentru a contracara o altă ofensivă concentrată a forțelor ucrainene. În același timp, Institutul pentru Studiul Războiului de la Washington explică în analiza sa zilnică faptul că Vladimir Putin a părut să amenințe cu o intensificare a atacurilor asupra infrastructurii civile ucrainene dacă loviturile asupra pozițiilor militare ruse pe teritoriul Federației Ruse continuă. Liderul de la Kremlin nu s-a referit în mod explicit la atacurile ucrainene de la baza diviziei a 3-a de arme monitorizate ruse de lângă Valuiki, care au avut loc pe 16 septembrie, și nici nu a precizat la ce acțiuni rusești se referea.